După desfășurarea cu succes a cursurilor pentru primele grupe din București și Craiova, va urma constituirea unor noi grupe în regiunile de dezvoltare aferente județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Ilfov. Pentru regiunea sud-est au avut loc mai multe sesiuni de informare la sediul Facultății de Drept și Administrație Publică din Constanța. Cu această ocazie le-au fost oferite participantelor informații detaliate despre eventualele incompatibilități și probleme privind selectarea candidatelor în grupul țintă. Reamintim că, pentru participarea la aceste cursuri, sunt vizate preponderent tinerile până în 25 de ani și femei peste 40, cu studii minime obligatorii de 8 sau 10 clase, corespunzător legislației în vigoare privind învățământul obligatoriu. Persoanele interesate să facă parte din grupul țintă pentru a urma cursurile de calificare, lucrător în comerț nivel 1 și antreprenoriat integru, pot lua legătura cu echipa de implementare a proiectului la adresa fair@spiruharet.ro. Proiectul POSDRU 144-63S 1349-19 Femei active pentru integritate și responsabilitate, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este implementat de Asociația Română pentru Transparență în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret.